Încearcă să te desprinzi, să scapi de obsesie," mă pisează Liviu. Tu trăiești acum retro în tunelul timpului, care știi bine că nu există, dar vază păcii pe tot televizorul. Ce Dumnezeu ești, femeie matură! Science fix și se consumă la cinci ani." Asta când mă ia cât de cât în serios. În rest, continuă să bagatelizeze. Fac eforturi, dar nimic nu mă scurcircuitează nici măcar presa cu bârfe despre ceaușești, avera lor, contul din Elveția, amorurile zoiei ori articolele haznale scrise de vidanjori și de panatori de pișoare. Hotărât, politica nu mă mai pasionează, mi-e indiferentă boicotarea opoziției în Parlament, în ce măsură a scăzut cota de popularitate a guvernului, care sunt șansele lui Mihai. Acum patru zile eram în stare încă să rup orice relație cu contraopinenții mei. De altfel, nu sunt nici două săptămâni de când am refuzat să-i predau colecția de iarnă Delfinei, buticul deschis pe Academiei, pentru că patroana e o cretină obtuză, abonată la ziare imposibile. Am pierdut ceva parale, dar în viață, esențial este să știi să-ți menajezi nervii și ficatul. Ghinionul tău, îmi spune Liviu, este că ai prea mulți bani pe care îi câștigi pocnind din degete. Pocnește și tu! Se uită trist la mine. Iar faci pe nebuna. Îmi cer scuze. În realitate, problema banilor s-a pus de la început între noi ca un spin. Liviu, inginer, limitat la un salariu fix, se simte umilit de inferioritatea lui financiară. În această privință, a rămas la mentalitatea care mai dăinuia încă în generația părinților noștri. Că, într-o familie, într-un cuplu, bărbatul trebuie să fie principalul furnizor de venituri. A profita de confortul pecuniar al femeii însemna a fi pește. Eu unul n-am vocație de machero. Este, cred, și motivul cap de listă pentru care nu insistă, insistent, să ne căsătorim. Îi apreciez demnitatea, dar mă simt iritată. Atâta vreme cât eu n-am suspiciuni, nu văd de ce ar face el caz. Nu acceptă cadouri mari din partea mea, împărțim obligatoriu absolut toate cheltuielile și din cauza asta concedile noastre sunt ratate. Mă enervezi cu mentalitatea asta masculo-primitivă. N-ai decât, spune-i primitivă dacă vrei. Dar e absurd și încep să țip. Știu că absolut toți banii îi cheltuiești cu mine. Firesc atunci e la fel de fire să-i cheltuiesc și eu pe ei mei. Nu înțeleg de ce dacă am chef să merg la Aro sau la Rex sau la mama dracului și să beau whisky și să am posibilitatea să o fac, să mă duc la bomba de după colțor pe plajă și să consum o bere infectă la mitică sindicat, pentru că nu dispui și tu de același portofel. Iar eu pot să o fac pentru amândoi, pentru omul care mă iubește și pentru mine. Dacă n-aș avea această convingere, fi sigur că n-aș scăpa nicio centimă ei fi rar să fie. O singură dată pe an plec în vacanță și vreau să mă simt bine. Și eu doresc același lucru, draga mea. Atunci, să ne simțim dracului. Perfect. Îți promit că o să fac un ceare pentru concediu și vom cheltui canababi. Ești mulțumită? Ăsta e șantaj. În parametrii existenței, ador să fiu șantajist. Îl privesc lung. Cred că altceva se petrece cu tine, Liviule. Te admiri neîncetat, da? impresia că încă nu te-ai obișnuit cu propriul tău formidabil? Nu te mai saturi să te miri de propria sfăptură. Te dimineață mă simt ceva mai bine. Gâtul însă tot nu-l pot mișca, nu pot ridica brațul mai sus de 20 de centimetri peste centură. E o duminică mohorâtă, închisă, cu lumina aprinsă toată ziua. Străzile sunt pustii ca în weekendurile capitaliste. Sub Ceaușescu, ciudat. Era mai multă animație. Mă tot întreb unde dispar bucureștenii sâmbăta și duminica. La prețurile care se umflă galopant, escapadele afară din oraș, nu mai sunt comode, restaurantele au încetat de a fi un fenomen românesc. Sunt frecventate de străini, studenți arabi, greci, israelieni, oameni de afaceri, turiști. Ici colo, câte o parașută de-a noastră scoasă la grăunțe și un nelu vagabondu contra nisca partide de picioare în aer. Și tot aici, mese cu câte două-trei animatoare, foarte tinere, foarte frumușele, dar evident lipsite de profesionalism, trăgând câte un ceas de o cafea în așteptarea mușteriilor. Surprind privirea laurei. Am impresia că mă urmărește, indiferent că mă îndrept spre baie, dormitor sau balcon. Doar că nu întoarce capul și în spate, Firește, Liviu pretinde că bat câmpii și diagnostichează scurt. Toate fotografiile portret fac la fel. În locul tău aș arunca o naibii sau cel puțin aș culca o cu fața în jos. Încep să cred că ești masochistă. Am încercat o singură dată, dar n-am rezistat mai mult de un sfert de oră. Aveam senzația că aud scâncete te Clar, mi se răsucesc mințile. Trebuie să fac ceva, să mă deconectez măcar o oră, o jumătate, zece minute. Mi-am notat numărul în agenda, așa că îl găsesc imediat. Îmi răspunde o voce masculină de fumător îndrăcit. Spun bună ziua, consum toate convențiile legate de deranj. Vă sun în legătură cu anunțul din ziar al doctorului Dan Crișan. Sunt o fostă colegă. Um, Scuzați-mă, râd prostește, dar asta e uzanța. Nu știu cu cine vorbesc. Cu soțul unei alte colege, Tica Brebenaru, mă rog, acum Preda. Ah, exclam instinctiv. Tica și Ica! Erau surori gemene și ne plăcea să le socotim mascota clasei. Două rățișoare nostime, grăsulii, bine dispuse fără pauză și care semănau, dar nu până la confuzie. Nimic din legendele gemenilor care driblează profesorii, răspunzând unul în locul celuilalt. Exact, pare încântat Preda. Tica și Ica. Tica nu e acasă, dar se întoarce până la prânz. Cine să-i spun că a căutat-o? Laura, Laura Florescu. Dacă îmi permiteți, am să revin. Îmi aprind o țigară și mă surprind în oglindă, zâmbind. De fapt, zâmbesc cu toată ființa, zâmbesc frânturilor de imagini care se rostogolesc ca un șirac de mărgele scăpate din fir. Simt brusc în nărizul acela iute de adolescentă efervescentă, nu prea îngrijită, specific claselor de fete, care le determina pe profesoare să deschidă geamurile în februarie. O aud pe Teodoreasca de desen, diriginta noastră, până la sfârșitul liceului. Mai spălați-vă, fetelor, pentru Dumnezeu! Sunteți domnișoare mari miroase, aici ca într-un dormitor de infanteriști. Bărbată său, mort pe frontul de răsărit, fusese colonel de cavalerie. Nu auzisem pe atunci de spray deodorante. În lipsa cronică a păcurii, a lemnelor și a buteliilor de aragaz, după 40 de ani, același mango, cât am progresat, dar nu mă mai interesează politica. Apa era înghețată și îți trebuia o leacă de curaj să te speli până la brâu. Prin corelație îmi amintesc de Felicia Coman. Avea întâlnire cu marea ei dragoste, un vlășgan de la liceul de băieți, Doru Staicu, dintre a zecea. Ce curios că mi-amintesc asemenea fleacuri. Când s ajung la ușă, baba cu am strecoară un far. Felix, ești murdară pe gât, nu poți ieși în halul ăsta. M-am gândit să-mi despletesc părul, dar de bătea vântul. Și ce ai făcut? Mi-am pus șarfa verde cu buline. După foarte mulți ani am întâlnit-o la o recepție oferită de ambasadorul Italiei la Atene Palace. Era cu soțul ei, celebrul chirurg S. Felicia, în mare toaletă, furou de paiete negre și un boa superb care îi ajungea până la călcâie, era o apariție care stăia respirația. Când ne-am sărutat, am șoptit zbârlindu-i părul de la tâmplă. Tot nu te-ai spălat pe gât?" Spre deosebire de celelalte colege, Delia Dumșa era totdeauna impecabilă. Avea doar două costumașe la care schimba diferite bluze, ieftine în fond, dar capodopere de artă spălat călcat. Cum izbutea, nu înțeleg nici azi. Noi o porecliserăm fetița cu periuța, pentru că în ghiozdan avea totdeauna o pijama și peria de dinți. Nimeni nu știa unde locuiește și aveam să o aflu mai târziu, când am devenit prietene intime, că nici măcar ea n-ar fi putut să dea o adresă. De la zece ani, de când ambii părinți fusese închiși, sânge albastru și moșii, dormea aproape în fiecare noapte în alt pat. Puținii prieteni ai familiei, toți nume simandicoase scoase din manualul de istorie, încă necofrați, dând dovadă de o inflexibilă solidaritate de clan, îi oferau ospitalitate cu rândul. Bunică sa, prințesa Anet R., se interesa în fiecare dimineață telefonic unde poate fi cazată la petit. Aveam 14 ani pe atunci și mi se părea extraordinară această existență nomadă, pe care o consideram de altfel o aventură excitantă, de un exotism încântător. Mai uimitor mi se părea însă faptul că de la 10 ani Delia aducea o viață independentă, scăpată practic de sub orice control. E grozav! îi spuneam, prăpădită de admirație. Se uita la mine cu ochii aceia imenși și zâmbetul princiar pe care l-avea încă de pe atunci. Zâmbetul și mersul. Destul de incomod. Toate lucrurile mele sunt împrăștiate. Doar cărțile și caietele le țin la bunica. Se ducea la ea în fiecare zi după școală. Prințesa-i comunica unde avea să-nopteze și luau dejunul împreună. Prânzurile lor. Cele mai amuzante mese pe care le invidiam din tot sufletul. Mi se păreau grațioase și exotice, cu ceva din veselia și improvizația meselor la iarbă verde, juvenile și pline de surpriză. Indiferent de meniu, mâncau un porțelan de sevră și cu tacâmuri de argint. În mod categoric, bătrâna trebuie să fie avut un stomac de fier, iar inconștiența ei ținea într-un fel de fantastic. Niciodată nu mi-aș fi închipuit că aș putea învăța să gătesc afirma cu suficiență. Omletele mele sunt de-a dreptul extraordinare. Delia era absolut de acord, iar ulterior partenerii ei aveau să-i reproșeze mereu acest gust bizar pentru ceea ce, de pildă, scritorul numea merinde de golan. Bunica și nepoata în fiecare zi și ani de zile au mâncat cu reală plăcere mezeluri, ouă, felul de bază, supe în plic, iar când prințesa se simțea în dispoziție culinară de excepție, macaroane cu brânză. N-ai putea totuși locui la cineva anume, adică să te stabilești? Delia își clătina pletele blonde cu adevărat mătăsoase, mult apreciate de băieți în general. N-am la cine și așa deranjez. Ninon Vernescu stă într-o mansardă. Când îmi pune patul de campanie, nu mai poate ajunge la toaletă coienii, sunt patru. Locuiesc într-un demisol. E atât de îngus că ne îmbrăcăm cu rândul. Tante Matilde, ca și bunica, ocupă o jumătate de hol comun, numai că ea și-a ridicat un perete de scânduri. Mai bine s-a aranjat Alexandra Filipescu. Are o garsonieră, da, și un amant. E încă tânără, înțelegi. Împlinește 25 de ani. Dar am noroc că tot stau în centru, Nimeni la școală nu intuia itinerarul de existență al Deliei. Azi ar părea ciudat căci copilul acela blond, care se distingea la o primă și singură privire dintre alți o mie, era ermetic, rezervat, lipsit de reacții și veselie. Nu râdea aproape niciodată, fără să fie tristă. De fapt, nu amuzau fleacurile care ne amuzau pe noi, era mirată sincer și nu atitudine impusă, când noi, topite de comicul nespus ale unei situații, izbucneam în hohote de râs. Profesoarele nu erau însă surprinse, nimeni nu o lua la rost pentru absențele nepermiste multe, nimeni nu se sesizase că părinții deliei, vreun tutore sau orice neam, nu puseseră o singură dată piciorul în școală. Era atmosfera care caracteriza anii de după reforma învățământului. Dascălii erau plictisiți, consternați de aberațiile conținute de noile manuale. Ei înșiși trebuiau să învețe materia înainte de a o preda, interpretată în lumina materialismului dialectic și folosind experiența dascălilor sovietici. Plictisiți, perplexi, resemnați, se simțeau amploiați, jalnici, mistificatori fără voie, hăituiți de ședințe, cursuri de istoria partidului și limba rusă tot atunci au descoperit înspăimântați dosarul. În consecință, lecțiile erau predate mecanic, nu se învăța nimic, se copia în voie, chiulul prospera fără ca cineva să se sesizeze. De altfel, majoritatea profesoarelor noastre erau cadre vechi, cocoane între 40 și 50 de ani, soții sau văduve de foști ofițeri superiori, magistrați, avocați, înalți funcționari. Doar una, culmea de limba română, tovarășa H, singura căreia îi spuneam la indicație expresă tovarășa, restul erau doamne, o scârbă frumușică de altfel, ne făcea să simțim biciul regimului și ceva să zică lupta de clasă. Ne asmuțea una împotriva celeilalte, folosind metode oribile. Prin clasa a cincea de pildă, la orele de dirigenție, obișnuia, aveam cursuri după amiaza din cauza lipsei acute de spațiu școlar, să ne întrebe prin sondaj ce am mâncat la prânz. Evident, mai erau copii ai căror părinți, necompromiși în politică și avantajați de profesiune, medici, dentiști, avocați, ingineri, le puteau asigura încă o existență confortabilă. Mare parte însă dintre fetițe proveneau din mica mahala sau de la țară. Doamna H folosea diabolic metoda intuitivă. Dacă, de exemplu, Alice, ce copil de medic, povestea că a mâncat la prânz friptură de pasăre și o portocală, următoarea intervievată era pe Dumitra, a cărei mamă, abandonată de bărbați pe la Rufen Mahala. Dumitra se sătura de regulă cu fasole, ciorbă de ștevie, praz. Realizat contrastul, tovarășa H exclama, Quad erat demonstrandum!" triunfător și invariabil. Vedeți, copii, partidul și tovarășul dej vor avea grijă ca într-o zi să aveți pe toți pe masă friptură și portocale. Acum veți înțelege mai bine versurile marelui nostru poet, A. Toma. Ele reprezintă mânia cinstită a unui poet al clasei muncitoare, îndreptată împotriva huzurului claselor exploatatoare. Bineînțeles, se referea la subtilele stihuri, icrele și șampania, paștele și grijania, merindea cu care se ghiftuise dihania burghezo moșierească. Pedelia n-a suferit-o de la început, n-a fost profesoară de română până la sfârșitul liceului. Cred că era o ură organică, de a polarizat toate însușirile inimitabile și inconfundabile ale clasei sale, stimulând implicit resentimentele otrăvite de galbenă invidie împotriva aceleiași caste ale tovarășei H. Tot din clasa 5 -a, o altă amintire. Unde ai făcut școala primară Dumșa? Delia a reflectat câteva clipe. Avea de mică o voce gravă, neaștepta de matură, nu atât din pricina timbrului, cât a cumpănirii, a calmului care trăda o siguranță de sine, ieșită din comun la un copil de zece ani. Am terminat-o la Iulia H.D. Ai terminat-o? Tovarășa H. se siza o nuanță. Vigilentă, mereu trează, atentă la fenomenul luptei de clasă, s-a interesat. Dar unde ai început-o? La Maison de France. Aha! Acela aha, prefigura toate persecuțiile și canele răutățile care aveau să o asedieze pe Delia vreme de cinci ani. Nu mi-am putut niciodată explicare sentimentul care era portat la subiect. Un copil căpăta dimensiuni înfrăcoșătoare cu tentă patologică și mai greu de înțeles pentru că tovarășa era o brună aproape frumoasă, cu ochi albaștri, minionă. Se îmbrăca bine, cu gust și nu era lipsită de distinție. Oare ura împotriva unei întregi clase și o concentrase în făptura Deliei Dumșa pentru că aceasta simboliza seducțiile acelei lumi privilegiate către care tovarășa aspirase cândva? M-am gândit mai târziu, dacă nu cumva nefericită, după intensitatea ranchiunei trebuie să fi fost o fire pătimașă, înfocată, fusese nepunește îndrăgostită de vreun june aristocrat și plantată pe vreo uliță uitării. Aminti recompensație, câteva carate într-o cutiuță de catifea, uitată discret pe marginea toaletei. Nu știu, dar de un lucru sunt convinsă. În această înfruntare mută, Delia ieșea totdeauna victorioasă. Primea cu liniște princiară micile mizerii, mari, raportate la viața de elev. Le ignora cu atâta suverană indiferență, sugerând cât se poate de limpede că e invulnerabilă o atitudine instinctivă, ținând de structura ei, căci la vârsta aceea nu și-ar fi putut o inventa și impune, încât tovară șahăș se simțea uluită, dezarmată, turbată. Cred că lipsa de reacție a Deliei de o făcea să, se, să ia după ore cașete pentru ficat. Delia era o elevă capricioasă, învăța când avea chef și numai ce-i plăcea un stil de viață școlară de neînchipuit înainte sau după anii 60, când s-a revenit la liceul de 11 și apoi 12 clase. Dar în degringolada primului deceniu de după anii 50, când profesorii erau notați pozitiv în funcție de numărul promovaților și aveau obligația să-și mediteze vara proprii corijenți, totul era posibil. Delia a profitat mai mult decât oricare dintre noi de conjunctură. Nu învăța mai nimic, habar n-avea de orar, venea cu caietul de matematică la ora de fizică, dar română știa. Îi plăcea să citească și avea simțul limbii. La vremea aceea, cred că era cea mai instruită fată din clasă. Necenzurată acasă, dând cutifla la materiilor care noi interesau, devorat-o ce găsea în resturile de bibliotecă ale gazdelor ei. Aceștia nu-i controlau nici volumul, nici calitatea lecturii și a fost prima din clasă la 12 ani care citise Le Mariage Parfait. Știa pe din afară tot Eminescu, pe Shakespeare îl simțea prieten apropiat, se culcase pentru că ținea cărțile în pat, expresia ei din ultimul an de liceu, cu blaga Argezi Ion Pilat, înainte ca noi să fie auzit deslușit despre ei. Când, pe la 13 ani, am declarat cu toată seriozitatea că cele mai bune romane care s-au scris vreodată sunt scrisoare de dragoste a lui Mihail Drumeș și et Company, a zâmbit și m-a sărutat matern pe frunte. O, oh, micuța mea! M-am simțit ofuscată. Eram doar cu un... Era doar cu un an mai mare ca mine. Delia stătea mai prost cu științele pozitive, dar în clasă se practica intens trocul. De pildă, Iosefina, Ioji, artizană îndemânatică încă de pe atunci, azi are două buticuri pe Madison Avenue, ofera o broșă de lemn contra 15 lei sau două teme scrise la limba română. Acum câțiva ani, scotocind prin suvenirurile mele de liceu, am dat peste o astfel de mostră. Este rotundă de mărimea unui capac de borcan de iaurt. Pe fondul alb se răsfață un gândac roșu, furia gărgărițelor din adolescența acelor ani cu buline negre. Pe spate, agrafa e improvizată dintr-un act de siguranță. Se purtau la bluzele cu guleraș BB, sus, peste primul nasture. De lui au și temele de gramatică și analizele literare, Lazar de la Rusca, La Masa Verde, Surâsul Hiroșimei, Jambul Javaev, Marele Rapsod Sovietic, contra problemelor de fizică și matematică. Temele de Eliei, notate cu cinci, nota maximă în liceul de 10 clase, în caietele colegelor nu obțineau mai mult de trei pe propriile lucrări. Își ridica extemporalul sau teza de la catedră liniștită, egală cu chipii mobil. Cred că atitudinea o scotea din sărite pe tovară Haș ar fi intrat cu unghiile în obrajii de un pal, de un palid roz alb, ca ai trandafirilor de pe porțelanurile rococo. Eu mă simțeam sufocată de rezvoltă și admirație. De ce nu faci scandal? trimite pe bunică ta măcar o dată să stea de vorbă cu poarca asta. Te persecută! Delia zâmbea. De ce să o deranjezi pe prințesă pentru asemenea fleacuri? Una ca haș n-ar fi rămas la noi nici ca subretă. Și-a mușcat buzele și-a aruncat în jur o privire neliniștită. Nu era genul de afirmații recomandabile în anii aceia, în plină și viguroasă dictatura a proletariatului, și nici mai târziu. În afară de asta, Delia era prea bine crescută ca să nu-și camufleze disprețul pentru cineva socotit inferior. Cu slugile o dădăcea bunică sa să fii totdeauna de o desăvârșită politețe, doar cu metrele parvenite și în jură servitoarea. După ce o fac hoață și o amenință cu poliția, trec la confidențe. Puțin îmi pasă, a completat Delia. Ce importanță are nota tovarășei. În general, ce faci cu notele în viață? Cine va mai aminti numai departe de săptămâna viitoare, nici măcar eu, de nota de la extemporal. Eram de-a dreptul uluită. Elevă mediocră, nu prea aveam parte de note mari. Când primeam un cinci, mă simțeam literalmente scăldată de fericire și abia așteptam să le-o comunic alor mei. Făceam cunoștință atunci, dar fără să-l înțeleg, cu sentimentul în formă precoce al zădărniciei un sentiment care pe Delia a însoțit-o mereu și cu fidelitate, pretutindeni și în toate, chiar în cele mai expansive momente ale vieții ei. Până azi sunt convinsă dacă Delia mai trăiește. La 8 fără zece o sun din nou pe Tica, fără 10 ca să nu o deranjeze de la actualități. De la Revoluție încoace am început să ținem seama de programul TV. Tot e ceva. Sub Ceaușescu puteai telefona la orice oră fără teamă că deranjezi. După 30 de ani, constat că tica nu și-a schimbat stilul. Glasul e triumfal. Vine Crăciunul, am câștigat premiul Nobel sau fimei Miss România. Cam ăsta e tonul. De altfel, una din cele mai seducătoare însușiri ale cuplului Tica și Ica sau duo Brebenaru era acest entuziasm, această explozie de prietenie fierbinte cu care te întâmpinau. Simțeai că prin simpla prezență le umpli de fericire și mai simțeai că sentimentul nu era factice, nici complezent, chiar dacă era trecător și dăruit cu generozitate tuturor cunoștințelor. Mi-a zis Preda, genul care îi spune soțului în apel direct sau vorbind despre pe numele de familie, că m ai căutat. Mi s-au tăia picioarele tu. E extraordinar! Câți ani sunt de când nu ne-am văzut! Fantastic! Ai citit anunțul. Mi-am închipuit. Dă-nu-ți-e bos mare la el acolo în California. O caută pe Delia. Nu se uită la bani. Tu mai știi ceva? Ultima oară când am văzut-o era tot superbă. Da, dragă, superbă. M-am gândit de multe ori la ea. Era atât de frumoasă că până și defectele o avantajau. Tica are dreptate. Delia avea unele defecte. De pildă, gâtul prea scurt, parcă fără ceafă. Cusurul în sine îi dădea însă un aer de neajutorare, care trezea instincte virile în pieptul bărbaților. Simțeau nevoia spontan să o ia sub ocrotirea lor, iar de aici până la aș pune singurile să rămâneau circa 2 mm. Mă surprinde însă fineța observației. Tican a fost în viața ei o subtilă. N-avea, nu are timp. E veșnic preocupată de ceva, agitată, pune întrebări fluviu la care nu așteaptă niciodată răspunsul. O întrerup. Ce face Ica? Splendid! Are cinci fete ca regele Mihai. Ce zici? Are vreo șansă? Mă simt complet zăpăcită. Cine? Mihaiță! Eu, spun sincer, sunt promonarhistă. Bă, mi meu râde de mine. Trebuie neapărat să-l cunoști, o dulceață, dar nu simte pulsul, înțelegi? Inginer vă care minent. Cum adică? Zootehnician cu rezultate extraordinare. A scos botul cu două capete și vaca en. Freda cu patru ugere. Un soi de miciurin. minte în materie însă de politică? enul E zero. Sunt din ce în ce mai aiurită, dar nu mă pot împiedica să râd. Mă, ăla te aude? Bineînțeles, bafta noastră e că nu mă crede. Zice că fac spirite. Izbucnește un vacarm îngrozitor răgete, urlete, bufnituri. Îmi închipui că tipul o pintește să-i spargă capul. Ca să mă fac auzită, răcnesc în aparat. Cred că am să te sună altă dată. Fii serioasă, e care are cinci plozi, eu am 13. Acum îi auzi pe toți. De asta dată, realmente îmi vine amețeala. Ai mers cu indigoul? 13 viețuitoare scumpa, Doi predus junior și 11 dobitoace, câini, pisici, pești, păsări. Da, din câte îmi dau seama, peștișorii japonezi sunt cei mai zurbagi. Cu restul bănuiesc că te descurci mai bine. Râdem, fixăm o întâlnire de principiu și închid. Răsuflu ușurată. Tica e o persoană obositoare în general. În actuala mea stare de spirit, aproape imposibil de suportat. Dar constat că vreme de jumătate de ceas am uitat de Laura. Laura, ora 1928 și că am reușit să râd acum de aș putea să dorm. E abia ora nouă, 21 la radio. Cândva, abia acum începea ziua, roche sau fustă îngustă, de preferință negre, cu șlițuri ample, zurgălăi, urechi, gât, poanie, degete, cât în cape, toc înalt, fond de ten, e ori Cotii, aromele mele preferate și direcția cina sau bar. E abia nouă și vreau să dorm. Iau două calmine și un oxazepam. Sper să mă anestezieze. Răpusă de somn, dorm neaștepta de repede. Apu chiar să sting veioza. Spre două dimineața, coșmar. Cineva încearcă să intre în casă. Aud prin vis că ea mișcată în -mi broască. Tot ca prin vis, sunt totuși trează, dar nu mai amorțită, Stric din pat. cinei cinei cine, -i, cine -i? Pași perfect sesizabil se precipită pe scări. Spre etajul superior sau inferior nu-mi dau seama. Incredibil, dar adormiar Mă dezmeticesc de-a binele abia la 8 dimineața, mi-aduc aminte, nesigur, cețos, de coșmar. Mă duc în vestibul, sunt stupefiată. Cheia pe care o învârtesc totdeauna de două ori se află în broască dar ușa e descuiată. Derutată, am spaima hoților, așa că este exclus să nu mă asigur în fiecare noapte, mă întorc în living. Simt că îngheț. Laura 1928, fotografia ei, mă privește de jos, de pe blana de urs sintetic din fața căminului. Cum a ajuns acolo? Știu sigur că am lăsat-o pe marmura căminului, lângă sfeșnicul de porțelan. Oricum, n-avea niciun sens s -o pun jos. Sprâncenele laurei se înalță ușor. E mirată, mirată de mirarea mea. Ți-am spus că am să mai vin. Capitolul 3 Am dormit până târziu. Somn greu, fără vise, anesteziată de somniferul nou cu care nu sunt obișnuită. Când mă ridic din pat, constat că sunt la fel de înțepenită. Izbutez ca nevoie să mă târăsc până la cutia de scrisori ca să scot ziarul. În fața ușii găsesc două sticle de lapte, iar sub vizor, prinse cu scoci, trei fire de fresia. Călina a trecut, deci, pe la mine, înainte de serviciu și n-a vrut să mă trezească. Sâmbesc impresionată. Gestul e de o delicatețe adolescentină care aparține altei epoci. Are aroma atmosferei din cismigiuet at companii. Poate mă înșel, dar nu văd un tânăr de azi lipind flori pe ușa unei demoazele. Mi-aduc aminte că în perioada când îmi făcea curte, înainte de fiecare întâlnire, G se interesa telefonic ce culoare are toaleta mea. Florile pe care mi le aducea erau un nuanță, dar și asta se întâmpla acum treizeci de ani. Și mai cred că nimeni nu știa să facă sau să spună mai bine ca el lucrurile frumoase. În timp ce beau cafeaua, am fac planul ca mâine dimineață să mă duc la investigație pe strada Popadeciu, prima adresă de care dispun. Poate dau peste vreun moștenitor al destinatarei, Eulampia Paulian. Ea, sigur, nu mai există. Orice calcul aș face în funcție de datele pe care le dețin, numele e prea bătrân ca să mai existe în carne și oase. Da, și numele îmbătrânesc. E de ajuns să dai o raită prin cimitirul Belu, N-ai să întâlnești printre morții recenți, eufrosine, aspasii, safte, masinci și aretii sau de-al Iorgu, Manolache, Constantin. Eventual am să-l rog pe Călin să mă însoțească. Sunt încă prea înțepenită ca să mă descurc singură. Nici nu mă gândesc să apelez la Liviu. Nu-i aș putea suporta sarcasmele. Și în general, de aici înainte, nu-i voi mai pomeni un cuvânt despre Laura." Mă simt neputincioasă când își începe gargara de spirite și mă enervez până la migrenă. Totuși, când sosește la prânz, e vineri, zi scurtă, mă răzgândesc spontan. E atent ca totdeauna. Crizanteme pe care știe că le iubesc și un carton de la capșa cu aperitive pentru două persoane, despre care iar știe că le prefer celor mai elaborate merinde gătite, salam de sibiu, o umplute, foie în aspic, bușeuri cu ciuperți, șvaițăr. La prețurile practicate azi, distracția l-a costat și o grămadă de bani. Nu trebuie să te ruinezi pentru mine. Atunci recomandăm -mi pe altcineva. Conform obiceiului, bem o vodcă, am o șustă la magazinul diplomatic unde fie vorba între noi, întâlnești mai mulți români decât imperialiști veniți să ne cumpere țara și fumăm cam un pachet de țigări înainte de masă. Acum, în ambianța agreabilă din livingul meu, sunt dispusă să privesc mai calm incidentul de azi noapte. Sunt extrem de susceptibilă la decor și îmi face realmente plăcere să privesc, multiplicate de oglinda de deasupra căminului, paharele de cristal și scrumiera de argint scânteind la flacăra luminii aprinse. Lumânarea e violetă și se asortează delicat cu lilaul sfeșnicului de porțelan. Afară ninge, în casă e cald, iar Liviu arată deosebit de bine. Atât de bine încât mă întreb de ce nu-l iubesc mai mult. Mă ascultă cu un zâmbet incert și fără să mă întrerupă. La urmă întreabă ca un idiot. Ești sigură, sigură că ai încuiat ușa înainte de a te culca? Sunt foarte decisă să nu mă enervez. Știi că mi-e groază de hoți. De fapt, nu e ideea pagubei mă sperie, ci șocul pe care l-aș încerca trezindu-mă din somn și dând ochi cu niște necunoscuți fioroși. Sigur, iubita mea, mă gândeam însă că erai drogată, tu singura ai afirmat-o. Îmi amintesc precis, știu precis că am încuiat și am lăsat ea la nușă. Și tot atât de sigur știu că fotografia se afla pe cămin. Mă privește neîncrezător, dar cel puțin are bunul simț de a-mi lăsa impresia că mă ia în serios. Ok, Laura, considerând că asta e situația de fapt, care e teoria ta? Intru între umeri și mi nfic degetele în carnea brațelor. Nu știu, se întâmplă tot felul de chestii. Morți care vorbesc, obiecte zburătoare, prezențe invizibile care ți întorc un apartament pe dos. Liviu își reaprinde irita țigara, stința la jumate. Ăia de la zigzag ar trebui să-și facă vasermanul. Au nebunit toate muierile. Cel puțin la birou nu mai poți discuta cu nimeni serios și responsabil. Inginere în toată firea s-au apucat de spiritism, discută la telefon cu Mao Tse-dun, Benito Mussolini, Dia Dia Stalin, toți mari campioni materie de dileală monstruoasă. Cu Anajeni, contabila șefă, se întreține cu Ceaușescu. Normal, a fost secretară de partid. Ți nu spune nimic fenomenul ăsta. Ba, da. Ticăloșia, sminteala și neghiobia nu au margini. Pănesc că pe mine mă socotești și smintită și negioabă. Se așează pe marginea fotoliului și mă cuprinde pe după umeri. Îmi vorbește cu blândețe catifelată. Nu te crede cât adorabilă. Nu vorbi cu mine de parcă aș fi copil mic. Sunt înspăimântată pentru că nu înțeleg. Există atâtea lucruri pe care nu le înțelegem. Fără să vreau, ridic glasul. Puțin îmi pasă că nu înțeleg nimic din cibernetică. Aici însă-i vorba de un mister care mă interesează personal. Vital! Altfel îmi pierd mințile. Iubito, încearcă pentru o singură dată să gândești ca mine. Adică? Tratează chestiunea ca pe un simplu fenomen bizar și întoarce i spatele. Știi, Liviule, ar trebui să ai mai puțină încredere în propria ta judecată și să ai mai multă considerație pentru cea a altora. Tu crezi că toți sunt nebuni? Nu, dar mult mai mulți decât cei înregistrați oficial. Încerc să mă scutur de îmbrățișarea lui, dar mișcarea prea acrobatică pentru gâtul meu mi înfige o durere care îmi taie respirația. Scrâșnesc. Mă enervezi. E ultimul lucru pe care îl intenționez, iubito. Hai să o luăm metodic. Care-i varianta ta? Ce crezi? Pentru că ceva tot trebuie să crezi. Îmi șterg cu mâneca halatului fruntea transpirată. Eu am mai trăit cândva o existență anterioară, deci. Ei și? Faptul în sine mă tulbură extraordinar. Trebuie să aflu neapărat cine a fost această Laura 1928. Cine era? Care a fost viața ei? Ce destin a avut? Îmi ridic ochii. Liviule, simt că dacă nu voi descoperi toate acestea, am să mor. Pur și simplu am să mor, tu înțelegi? Încerc. De când am descoperit fotografia ei, mă simt de parcă aș purta haine străine furate. Că însă-și viața mea e furată și nu mi-aparține. O posesiune neloială, frauduloasă. Tresc obsesia unei clandestinități, a unei personalități de împrumut. Nu, nu împrumut încă ar fi bine. De-a dreptul furată, o obsesie cumplită. Liviu oftează, se ridică și umple din nou paharele. De, de fapt nu-i ceva nou în familia voastră. Mi-ai povestit despre un poetul. Adevărat, la începutul dragostei noastre, în faza pe care eu o consider cea mai frumoasă, adică cea imediat următoare sărutărilor încleștate, când buzele nu găsesc timp și pentru cuvinte, deci în acel o fericit, când îmbrățișările alternează cu nevoia de confesiune, de încredințarea tainei pe care o reprezentăm fiecare din noi, bucurii, amintiri, amărăciuni, partenerului, intermețo ce precede obișnuința, îi povestisem despre Uncle Tom. Era o figură scund, crăcănat, gros, avea un cap superb, leonin, care s-ar fi aranjat mult mai bine pe un trup impozant de statuie cu mantie fluturândă așezat în mijlocul unei piețe. De altfel, trăsăturile extrem de caracterizate ispitiseră pensula și cărbunele multor pictori, astfel că apartamentul lui din pictor Verona era plin de semnăturile ilustre ale artelor plastice din anii interbelici. Iser, Steriadi, Dem, Lucia Bălăcescu, Onofrei. Asamblarea nefericită însă, lipsa totală de rimă dintre capul magnific și trupul de broască umflată îi dădea o notă de lubric. De altfel, toată înfățișarea lui, când, îi, când îl regândesc retro, era vicioasă, în special ochiul. Vocea avea însă noblețe, conversația era scăpărătoare, totdeauna plină de farmec. Când vorbea, uitai, îi iertai totul. Cred că a fost unul dintre cei mai spirituali, dar și mai grosolani oamenii generației. Spre 40 de ani, începuse să fie obsedat de filozofia budistă, era epoca start Mircea Eliade și se avântase în studii aprofundate – la moartea lui am găsit în bibliotecă zeci de volume tratând problema transcendentului și mi amintesc că pe când eram copii ne recomanda să citim ca o introducere mai ușoară în temă, un fel de știință popularizată, faimoasa povestea pelerinului Camanito. Asta în anii 50 și ceva, când Moș Crăciun naționalizat devenise gerilă, din colinde rămâsese plugușorul ajustat pe coordonate marxist-festiviste, iar preoții erau decimat sistematic în închisori de iad. În ultima parte a vieții, Uncle Tom ajunsese să creadă la modul absolut în reîncarnare. Teoria pe care o susținea, concentrată simplist, ca pentru niște copii abia pășiți în adolescență, ar fi putut suna destul de logic dacă noi am fi găsit timp să-l ascultăm. Principalul său argument viza, din câte mi-aduc aminte, stridența, dar numai aparenta nedreptate care stăpânește lumea inechitabilul din destinul oamenilor. Hain și ticălos ar fi acel Dumnezeu de pildă care concepe pe aceeași felie de viață nababul hiritisit cu toate noroacele lumii și concomitent cocoșatul oriologul Milog cerșind la poalele palatului de cleștar. Sau unde e dreptatea comparând destinul fascinantului Clark Gable, de ăsta era sigur că am auzit și noi, cu cel al nefericitului felah care trudește la țarină. Doar multitudinea de existențe consumate sub semnul răsplății al pedepsei, în funcție de itinerarul vieții anterioare, puteau explica deciziile aparent bizare, capricioase ale creatorului. Din păcate, adolescenților cărora li se adresa, și mă întreb și azi de ce se ostenea pentru că Uncle Tom nu era un imbecil care să nu observe opacul celor trei perecte urechi, pe cât de lungi, pe atât de surde, se se fâlfâia la modul superb de Buda și de alți gentlemen din zonă. Nepoții ar fi dăruit toată biblioteca din Alexandria în schimbul stadionului Giulești, iar între statutul lui Copernic și cel al lui Basil Marian, vestita vedetă a rapidului, care se plasa numai puțin celebrului Pavlovici cu un gol absolut formidabil în istoricul turneu pascal, l-ar fi ales fără umbră de șovăire pe cel de-al doilea. În ceea ce mă privește, dovedeam certe aptitudini artistice. Mâncam cinema cu lingura cam vreo 12 filme pe săptămână, bisându-le generos pe cele pe care le consideram capodopere. Îndrăgostită de Vania la Novoi în examen de maturitate, am vizionat filmul de 10 ori, chiulind de la școală 3 zile într-o singură săptămână. Nici pe mine nu mă preocupa transcendentul, punându-mi cu toată convingerea întrebări mult mai concrete. și mai frumoasă? Reminiscențe din albă ca zăpada. Eu sau Gina Lolo fan-fan la tulip? Obiectivă și modestă, îi recunoșteam oarește superioritate, pansându-mi însă ciuda cu scuze de vârstă. Când o să fiu mare? O să vedem! După sute, poate mii de ceasuri de contemplație, Ancăl Tom ajunsese la concluzia că își trăia cea de-a patra existență. Azi, bănuiesc că își pierdea timpul cu noi pentru că efectiv simțea nevoia de auditoriu, iar adulții din familie, frații, surorile, inclusiv nevastă sa, preocupați de cartele, de găsirea cu orice preț a unei slujbe cât de umile, numai să se afle în câmpul muncii, de toate bucuriile dictaturii proletariatului, n-aveau timp și nervi să-l asculte. De la primele silabe care le sunau mistico-asiatic, căpătau expresia individului, care e cât pe aici să piardă trenul și o luau la goană spre afaceri inexistente, dar urgente. Ăsta nu mai bate câmpii, domnule, bate norii și carul mare, ferice de el că iarde de fleacuri pe timpurile astea. Liviu își umple din nou paharul mare de vin, nu cocotieră de vitrină, găoace de cristal, bun pentru tanti Lizica et companii venite la un rumi, un leu suta, Liviu bea țeapă, dar în cinci ani nu l-am văzut niciodată cât uși de puțin amețit. Îi țin și onorabilă. Parcă așa spuneai că a avut vreo pe existențe anterioare. Respira dâng sau poate oftez și mă întorc în 1992. Doar patru. Inițial fusese consul sub nu mai țin minte ce împărat. Tudor Vladimirescu, sugerează Liviu. Zâmbește însă cu tandrețe și nu mă supăr. Parcă Adrian, pe urmă doamnă de onoare la curtea Isapelei de Castilia. În a treia existență a fost unul din locotenenții lui Garibaldi. A patra existență o consumă acum. În sfârșit, încălțom, așa cum îl cunoșteam. Nu se poate spune că s-a plictisit, observă alb Da, cum a descoperit chestiile astea? Prin contemplație. Privind ceasuri întregi un punct fix, la una din ședințe și-a zărit ca într-un abur ca într-o pâclă propria actuală, să zicem, imagine. Apoi, din ce în ce mai clar, imediat în spatele lui se vedea oșteanului Garibaldi și mai în spate, nobila castiliană. În sfârșit, pe fundal, silueta consulului roman. Mereu același chip, dar cu altă recuzită. De câte ori a vizionat filmul ăsta? Nu știu, eram prea copii. Eu nu cred că aveam pe atunci mai mult de 11-12 ani. Am reținut însă imaginile prin plastic și insolit, ca pe un abțibil. Hmm, nevastă sa, neamurile, ce părere aveau?" Întorc o privire obosită. Crezi că îmi priește miștoul ăsta ieftin? Dacă nu poți să mă înțelegi, prefer să renunț." Nici tu nu înțelegi totuși și totdeauna, Laura." Cu deosebirea că eu sunt mai conciliantă. Ignor persoana așa atât pe când tu nu treci un disprez nimicitor pentru cei care nu sunt stare să te înțeleagă." Zâmbește pentru că știe că am dreptate. Pe tine nu te-am disprețuit niciodată. Din potrivă de când te cunosc, nu încetez să te admir. Noțiunile se exclud de la sine. Nu minte. Mă apreciază din multe puncte de vedere, iar relativa mea superioritate financiară, cine dracu e bogat în comunism? Deși în anume sens îl deranjează, îmi pictează un nimb în jurul capului. Ca foarte mulți oameni, de altfel, Liviu se simte zdrobit de succesul social sau material al semenilor stimează instinctiv victorioșii, indiferent de substanța lor. Succesul în sine îi înnobilează. Ne întrerupe telefonul. Ne uităm unul la altul, surprinși. Nu stă în obiceiurile casei să fiu sunată la ora trei după amiază. Glasul lui Călin. Să rămână. Mulțumesc pentru... Lăsați, am vrut să vă spun că am dat de o pistă. Cam plăpândă, găsește cuvântul, da, e ceva!" inima îmi bate și simt că mă doare obrazul de încordare. Liviu mă întreabă din ochi, eu dau din mână, lasă-mă acum. Am fost pe strada în albei, știți, a doua adresă pe care am găsit-o, a lui Hagețeanu. Trebuia să mă aștepți, ți-am atras atenția. Nu vă supărați, am fost doar în prospecție. Nu fac nimic fără ok-ul okay dumneavoastră. Și? Ce-ai găsit? Clădirea a fost demolată acum zece ani, însă am dat peste un individ, inginer, care pretinde... Alo, mă auziți? Da, zice că și amintește de un tip hagețeanu, care ar fi stat alături, adică unde s-a dărâmat. Tai su Al cui? Nu înțeleg nimic. Aveți răbdare. Inginerul îmi spune că tai să știe unde s-a mutat. Da, acum e la Herculane, se întoarce luni. Oftez. Da, e ceva. Dar aș fi vrut amănunte mai sigure, mai concrete. Călin pare contrariat. Mă întreabă neliniștit. Nu sunteți mulțumită? Pa da, sigur, sigur, mulțumesc! Atunci, mergem luni? Copilul ăsta e adorabil, se consideră deja echipă cu mine. Nici măcar nu mă mai întreabă dacă sunt de acord să mă însoțească, faptul e de la sine înțeles. Liviu mă privește curios. Cine a fost puștiu? Da, răspund distrată. Călin, bricheta lui Liviu țăcăne de două ori înainte de a se aprinde. Ce ți-a zis? Răspunde evaziv. A găsit ceva, rămâne să vedem cât e de valabil. Spunem, Laura, tu pe mai mutoi ăsta îl plătești? Nu. Sunt sincer de concertată. De fapt, nici nu m-am gândit la chestiunea onorariului. Atunci, de ce-și pierde timpul? Cred, cred că-i puțin fanatic. Ce înseamnă fanatic? Tonul trădează o umbră de iritare. Ce naiba, doar nu ești o nătângă. Tipul cheltuiește timp și pingele. Arată spre frezii. Ai idee cât costă un firicel din ăla? Ce vrei să spui? Ceea ce știi și tu și se vede cu ochiul liber. Adică? Nu mă trata de imbecil. E îndrăgostit, lulea. Realmente îmi vine să râd, dar la primul hohot durerea mă înșfacă de ceafă. Nu fi ridicol. Ai grijă să nu devii tu ridicolă. Îți mulțumesc pentru aluzie. Știu câți ani am. Nu te știam însă pe tine gelos. Între noi nu au existat crize de gelozie. Cei drept, nu-i place să mă îmbrac prea voiant. Când la vreo serată îi se pare că polarizez cam mult atenția, are gesturi discrete care certifică legătura și faptul că îi aparțin. Cârtește la anchiorurile și șlițurile prea adânci, dar inutil. Nu suport rochile pe gât și îmi place să-mi decoltez picioarele gelozia. Gelozia, superba și magnifica gelozie, am cunoscut-o cu G. La restaurante mă așeza cu fața la perete. Să nu privesc, să nu fiu privită. Liviu își umple iritat paharul. Gelos, nu sunt atât de cretin, dar nu-mi place să fiu caragios. Dacă ai de gând să-mi faci vânt, spunem mi -o. Discuția deviază și ca totdeauna ajungem la aceeași problemă spinoasă. Lipsa mea de entuziasm față de instituția căsătoriei. Sunt sătulă de aceleași argumente și contraargumente, repetate de atâtea ori încât nu mai schimbăm nici măcar ordinea cuvintelor în frază, și sunt dispusă să fac pace. Când îl văd comiți în gesturile atât de bine cunoscute de amanți care îi preced plecarea și ia ceasul lăsat pe consola căminului la venire, culege bricheta și țigările de pe masă, se asigură că port vizitul se află în buzunarul de la piept, mă lipesc de el și șoptesc fetiță dulce, neajutorată și parșivă. E foame! Îl simt că șovă e o clipă între orgoliul care îi dă brânci pe ușă și plăcerea de a rămâne. Se hotărăște și își scoate din nou ceasul. În sfârșit, Primul lucru de bun simț pe care l-ai enunțat azi. Îl îmbrățișez în jurul centurii pentru că nu pot ridica brațele spre umeri și îmi lipesc capul de pieptul lui. I love you. Se desprinde și se repede la bibliotecă. Scoate dicționarul român-englez. Eu îl privesc năucă. Ce naiba faci? Nu știu cum îi zice în English la excroacă.